În primul rând, dacă joci cu Muntenegru, te uiți să vezi Jovetić ce mai face, să vezi dacă e bine, sănătos, dacă are echipă, dacă marchează, dacă joacă acolo. Echipa are, joacă. Problema că e accidentat sau cel puțin se dă accidentat. Se pare că e o situație destul de tensionată în naționala Muntenegrului. Selecționerul e nemulțumit de faptul că Jovetić a fi anunțat pe ultima 100 de metri că nu se prezintă la această partidă, spunând el că încă nu e refăcut după o serie lungă de accidentări. Asta mi-a ținut aminte de jucătorul danez, nu știu dacă ai văzut, Sabine, Sisto Pione. El s-a dus la meci, el n-a auzit de la nimeni că nu se duc ceilalți, s-a dus la meci. Asta mi-a ținut aminte de, nu știu cine juca Dinamo la un moment dat, eram pe stadion, și Pulhac la un moment dat se duce să bată corner, dar între timp arbitru de o seau de poartă. Și până a luat la mingea, până s-a întors, s-a pus-o, s-a întors cu spatele să execute, mă rog, să-și ia un pic distanță. Și când s-a întors cu fața din nou spre poartă, nu mai era nimeni decât portarul advers acolo. Da, săracul jucător nu și-a citit mesajele pe telefon. E, uite, s-a jucător serios, știi, acum... Concentrat la meci. Da, el se gândea numai scheme, cine adversarul direct. Probabil bucuros că a fost chemat, cred că de la Celta Vigo venea, dacă nu mă înșel, în sfârșit din La Liga. Bucuros tare că fusese chemat la națională, dar dacă nu și-a citit... Acum nu știu de ce nu o fi rămas omul, dacă tot a bătut drumul până acolo, nu? Era spărgător de grevă, îți dai seama. Păi da, avea alibiu perfect, dacă se concentrase la meci, n-a aflat de... Mă rog, cam invers de cazul lui Jovetić, și nu numai lui Jovetić, sunt mai mulți jucători care se pare că ar unelti pentru înlăturarea selecționerului din Muntenegru. Asta ar însemna teoretic un mic avantaj pentru noi, în primul și în primul faptul că nu e Jovetić, asta ne înspăimânta pe noi. Dar... În același timp, și Muntenegru, ca și România, ca și foarte multe alte naționale, și aici vorbesc în primul rând de cele din grupele C și D, dar mai ales de diviziile, C și D, și inclusiv B, unele dintre echipele de acolo, sunt formații modeste, formații care, dacă se califică din când în când undeva, poate prind un loc 3 în grupă, cu ceva noroc poate trec și de grupă la vreun turneu final, dar mai mult de atât cu siguranță nu se poate. E bine, echipe de genul ăsta, și aici nu vorbesc neapărat de echipa națională, orice fel de echipă, au nevoie de un lucru. Mi-am comandat la un moment dat de pe internet, am găsit o chestie foarte interesantă, o carte a lui Rinus Michel, se numește Cum să-ți construiești o echipă. E termenul oarecum te încurcă, pentru că în engleză, parcă era ceva de genul team building. Team building, te gândești la altceva în accepțiunea de acum, dar probabil el când a gândit treaba se referea la construcția unei echipe. Și Rinus Michels acolo vorbește în primul rând de aspecte de genul ăsta, privind precum relațiile dintre jucători, povestea cum se ducea la Cruyff acasă după meci, și nu doar că verifica să fie acasă, pentru că și Cruyff a avut momente când, tânăr fiind, era tentat să iasă în oraș și să petreacă și așa mai departe, dar îi și făcea masaj și stătea de vorbă, că e adevărat, vorbim de fotbal din urmă cu 40 și mai bine de ani. Așadar, e nevoie de o națională montată. Crezi că e montată naționala noastră suficient cât să nu ne mai facem iarăși de râs, cum ne-am făcut de nenumăratori, măcar în Cupa Națiunilor, Liga Națiunilor, care oricum nu prea contează? E mai montată decât înainte. Și... Dar dacă zici că e mai montată, spun o întrebare. Cum crezi că vor reacționa jucătorii când îl vor vedea pe Chiriche titular și mai mult de atât capitan de echipă? Asta în condițiile în care Chiriche e marele gafior al românilor din momentul ăsta, nu doar al naționalei române, al tuturor românilor, mai rău decât Balașa și decât alții. Da. Și nici nu joacă la Napoli. Nici vorbă să joace la Napoli. Chiriche este un fel de vis împlinit al jucătorilor din România. Să fie la o echipă mare, să ai un salariu. Cum era Marica pe vremuri, care nu jucă niciodată în Bundesliga, dar avea 4 milioane pe sezon. Cum era Răducioiu la Milan. Răducioiu a fost fotbalist față de ăștia. Bun, ok, dar la Milan a jucat un meci, o repriză, și jucase cu Torino. Nu aș băga mâna în foc. Eu mi-aduc aminte că a jucat mai mult. No, da, în sfârșit... a jucat mai mult.
el declarase că cea mai bună perioadă din cariera lui, sau cea mai corect, profitabilă, ca să spunem așa, a fost pe vremea când evolua pentru Milan, pentru că câștiga un milion Sabin, de dolari. Scuze-mă, reluăm discuția imediat. Hai să vedem cotele pentru a nu intra în criză de timp. 1.70 victorie România, așadar cine ar vrea să parieze la Unibet pe victoria României? Și cred că va veni 1.70, egalul 3.55 de care ne este frică și mult mai puțin probabil victorie Muntenegru 5.50. De asemenea, din oferta Unibet, prietene, am mai scos câteva variante, pentru că nouă ne place să scotocim acolo pânsutele de variante de pariere. Gol în ambele reprize, nu. Adică nu se marchează în ambele reprize. 1.65, nu ne așteptăm la spectacol, că știm despre cine e vorba. 1-0, scorul reprizei a doua, adică România să marcheze un gol și Muntenegru să nu marcheze niciun gol în repriza a doua. Și Săpunarul primește cartonaș galben, 2.75. Iar pontul, Sabin, pentru că încheiem oarecum discuția asta concretă pe cote. România câștigă cel puțin o repriză, Pintili primește cartonaș galben și vă zic, eu luați și unul Solis la 1.70 pentru că e bun, dar poate 1.85 era o cotă mai aproape de realitate. A scăzut de la 2 cota pe România până la 1.70, practic imediat ce s-au anunțat absențele din tabăra oaspeților, faptul că corect, nu au fundat și așa mai departe, cota s-a prăbușit. Așa este. Sabin, rămăsem cu discuția în pom. Hai să o reluăm de unde am lăsat-o. Da. Asta spuneam, raportat la felul în care se implicau jucătorii la Național în mandatul lui Baum, de exemplu. Nu spun mandatul lui Pițurcă. Bine, și în mandatul lui Iordănescu au fost probleme. În mandatul lui Pițurcă lucrurile erau ok, echipa nu juca cine știe ce, dar jucătorii erau disciplinați așa mai departe. Eu cred că, din punct de vedere al mobilizării, mult mai bine stăm acum, pentru că mă uitam și la discursurile lui Contra. Contra e un băiat care vorbește pe limba lor. Poate nu e un mare antrenor. Cu siguranță nu este un mare antrenor. Dar este un antrenor care își dorește să crească. Are și o anumită experiență, mai micuță, dar a fost acolo, a fost prin la Liga, a văzut despre ce e vorba. Cred că știe să-i mobilizeze și, bine, nu știu dacă felul în care gândește reconstrucția națională este... Tu spui în felul următor, Sabine, ori fi alte probleme, dar Contra știe să facă ceva cu oamenii ăștia, nu? Oricum vine cu ceva, este peste dau. Eu acum sunt de acord că din punctul ăsta al mobilizării s-ar putea să aibă un punct în plus, dar te întreb punctual. În momentul în care Chiricheș va arăta penibil în teren, oare cât din încrederea aia pe care o dă Contra jucătorilor va mai fi folositoare. Valabilă, da. Valabilă. Mai veni în ajutorul. Da, așa este. Bine, și nu, Chiricheș este unul dintre ei, dar uite, ar putea să joace și Chipciu mâine, la fel, un jucător de prânz. Și Țucudean este anunțat titular în atac. Deci, între Chiricheș, Chipciu și Țucudean, chestia pe care nu înțeleg eu este Țucudean. Până la urmă vine de la CFR. Eu nu. Pentru mine nu, pentru că, uite, Țucudean a marcat, Chiricheș n-a mai, în ultimul an, da, calendaristic, da, sau ultimii 2 ani, are 2 meciuri jumate. Glumesc, acum nu știu câte are, dar ceva de genul. Bun. Hai să vedem câteva dintre mesaje, pentru că vorbim de Naționala României. Nu vorbim cu pismă, cu ură, cu... niciun caz. Pur și simplu trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă acolo, că e Naționala noastră. Adică asta este viața. Corect. Bun. Și tocmai de aceea ne pregătim sufletește pentru mesaje. Țucudean primește galben, ne scrie Robi Gabriel. Vă salut din Hamburg, România, Muntenegru 2-0, ne scrie Nicolas, prietenul nostru. Cătălin Lupescu, un alt telespectator fidel, X, pauză 1 final. România peste 3,5 cornere. România, pauză sau final X. Asta bazându-ne pe sperieturile anterioare. Ia să vedem. Marica a fost fotbalist, Dani, a dat golul la Național. Da, într-adevăr la Național. Eu vorbeam de Bundesliga. La Național, într-adevăr. Și Bundesliga, partea aia de final, când știți foarte bine că mai mult scria pe blog decât așa. Bun. O să bată România pentru că nu joacă toți la Muntenegru. Cam jumate din Națională e decimată. Am eu aici o listă. În afară de Jovetić, Marusic de la Lazio și, mă rog, mai sunt câțiva. Da, interesant, Radunovic de la Astra ar putea fi fundaș stânga. Nu mai au absolut niciun fundaș și dacă nu era nici Radunovic apt, apelau la Naționala de Futsal. Cam astea sunt datele partidei. Haideți să mergem mai departe.